În timp ce se afla pe drumul județean 108B, femeia de 66 de ani din localitatea Gârbou a observat cum dintr-un autoturism care circula din direcția Gârbou-Jibou a căzut un portofel. Femeia a făcut un gest rar întâlnit și a predat portofelul care conținea suma de 460 de lei, mai multe carduri bancare și acte la postul de poliție din localitate. Oamenii legii au identificat în scurt timp un tânăr de 29 de ani din Cluj-Napoca căruia îi aparținea portofelul, astfel că tânărul, care nu credea că o să-și mai recupereze bunurile, a reintrat în posesia lui.